Veteranii și văduvele de război, deținuții politici, dar și persoanele încadrate într-un grad de handicap grav beneficiază de scutirea taxelor și impozitelor. Începând din acest an, scutirea se acordă inclusiv soției sau soțului care se află în viață. O să fie 300 de lei. Da. Deci apartamentul plătesc integral și 200 dau la casă. Achitarea taxelor și a impozitelor pe bunurile aflate în proprietate reprezintă o obligație pe care fiecare cetățean trebuie să o îndeplinească. Scutite de achitarea acestor plăți sunt însă categoriile de persoane prevăzute de codul fiscal. Acordăm scutiri în continuare pentru persoanele prevăzute în codul fiscal și vorbim aici de veterani și văduve de război, de deținuți politici, vorbim de persoanele încadrate într-un grad de handicap grav sau accentuat, cu mențiunea că începând cu acest an, din septembrie anul trecut de fapt, s-a revenit la acordarea scutirilor la aceste categorii, nu se mai acordă doar pentru persoana în cauză, ci și pentru soțul sau soția supraviețuitoare. Astfel de beneficii sunt binevenite, sunt de părere pensionarii. Ar trebui normal scutiți de toate impozitele și ar mai trebui și să le dea un mic ajutor pentru văduve, pentru deținuții politici. Da. Eu nu sunt văduvă de război sau pensionară, dar deja am luat pensia mărită cu 5% și mă bucur de rezultatul ăsta. Mi se pare că și eu aș fi vrut treaba asta. Contribuabilii târgujieni care își achită taxele și impozitele în primele luni beneficiază și de o reducere.